Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, dragi prieteni, este foarte bine, este foarte, foarte bine, pentru că astăzi avem niște doamne absolut senzaționale. Domnul Adrian de la bucătărie, știi? Adrian, știi? Adrian fermecătorul. Adrian de la bucătărie, adică trebuie să-l Răzvan de la Pitești, adică să găsim și noi niște nume. Deci Adrian de la bucătărie o are alături astăzi pe o doamnă care îl va așeza unde trebuie. Așadar, Claudia Ghițulescu. Ia uite. Dă-i înainte acolo. Păi să ne mai dea muzică, nu? Așa se chetește, domne. Da, foarte bine, bravo baletul, doamnelor și domnilor. Deci, Cristi, să nu te apuci de dans niciodată, că nu prea e de timp. La dans? Da, zici că e dansul de împerechere al cerbului lopătar. Nu e niciun fel de problemă. Nu e rău, nu e rău. Cerbul lopătar nu e bine, are coarnele mari. Bun găsit, doamnă. Bine v-am găsit. Când mergi pe bucătărie... Deci, direi la fratiță mă duceți, da? Din ce bucătărie, în general, ce faci? Crepusculare. În general, spăl vasele. Așa, după ce? După ce gătesc. Și ce gătești de obicei când gătești tu? Depinde ce mi-e poftă. Și ce ți-e poftă, dragă? Mănânc de obicei ciorba mea oltenească, gătită de mine. Mănânc paste. Așa? Mănânc pui prăjit, carne prăjită, așa că se face într-un perfect, fel în oltenești. Paste o să faceți. Și, bineînțeles, o grămadă de alte bunătăți. Din serie, o grămadă de alte bunătăți. Ce vrei să faci astăzi? Păi ce avem acolo? Trebuie să ne ce avem acolo, domnul Adrian? Doamna se va ocupa astăzi de niște paste linguini cu roșii deshidratate, măsline și un sos pesto. Pe căldura asta până și roșii deshidratate. Da. Iar eu voi face niște fileuri de dorada cu niște legume fondant, adică niște legume trase în unt, aromatizate. Ce și facem echipă, da, mă duc, ce zici, dragă, mă duc acolo, mă duc acolo, Cristi, cam treabă bună. Cum ești, ce a spus la început cu vasele, cu astea, adică... Da, 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 o să fie foarte bine. Spune! Unde vreți să stați dumneavoastră? Stânga, dreapta... Claudia, fă instrucție cu el că e nensurat. Da, da. Boagă-l în viteza a cincea, da? Ce ai făcut, da. Nu te emoționa, nu ți-e scăpăm și azi, nu-i problema. Nu mai lua să-mi pace, să apuc la capul. Stimați telespectatori, aș putea să prefațez acest subiect cu sintagma Mamma mia! Maria Iordănescu. Ce avem aici? Hai să o vedem pe Maria, doamnelor și domnilor. Bine ai venit! Uite aici, copilul nostru, o secundă. Deci, haideți să vă spun ceva, că nu o să vorbim foarte mult de chestia asta, dar e important. Care este virtutea unui pupitru de știri? Poți să ajungi până în luna a... A 8-a. Și să nu se vadă. Da. Pentru că dacă o așezăm așa în profil pe prietena noastră... Stai, Marie. Care? Uite, camera unui ala. Așa, da? Okay. Așa? Nici nu se prinde lumea. Așa, așa, puțin, puțin. Uite, doamnelor și domnilor. Tata Puiu este bunicul Puiu, după cum vedeți. Da, foarte e frumos. Maria, fata noastră cea cu minte. Am fost acolo când a debutat în presă. Am fost acolo la Ima când a crescut. Am fost la când a făcut nunta. Așa că mergem mai peste departe. Peste tot, da. Povestea continuă, cum se spune. Povestea merge mai departe, da. Doamnelor și domnilor, o să vorbim imediat și despre faptul că Prima TV este în continuare în prima linie, apropo de evenimentele echipei naționale. Din punct de Maria are sentimente amestecate aici, pentru că se știe, fratele ei nu este altcineva decât selecționerul echipei naționale, vorba despre Eduard Iordănescu. Pe de altă parte însă, vrei să vorbim de burtică înainte sau după, știi, cam banca? Cum vrei tu. Da. Hai să vă ținem de vorbă mai întâi cu meciul. Cum e, dragul, cu fotbalul? Ce vedeam la Prima TV? Meciul naționalei cu Belarus de la 21 și 45 de minute, mai exact în ziua de marți. Eu aș încerca, să spun așa, să particip și eu la meci. Nu știu dacă voi primi acordul familiei, pentru că trăiesc mult prea intens meciurile. Însă, da, dacă n-ajung, sunt cu ochii pe Prima TV. Nu vrei să stai și tu liniștită? Păi nu? Adică, ia-ți dai seama, știi, una e să vezi un meci să te ia flama, dar când mai e și fratele tău, e... adică eu mai bine, de dragul
noi, adică noi noastre, adică o să vă spun exact sexul, ea trebuie, nu, astăzi ea povestește, Maria, nu eu, de dragul noului rol în viață, trebuie să stea mai cu minte. Așadar, Prima TV, meciul cu Belarusul, 21:45, de altfel marți va fi o zi plină de fotbal și de informații legate de fotbal. Maria va fi la pupitrul știrilor, așa cum v-ați obișnuit. Încă, nu mai, gata. Gata? Am intrat în vacanță. De când? Cam de 2-3 săptămâni. Uite, cam așa. Vezi, înainte când făceam pasa aia, te mai auzeam. Îți auzeam vocea, știam care-i treaba. Acum și stai acasă? Încerc să stau și pe acasă, da, pentru nu. Că sunt multe activități de făcut în perioada asta. E ultima sută de metri, cum se spune, și trebuie să pregătesc lucrurile pentru bebe și așa mai departe. De exemplu. Adică, spre exemplu, în ultima perioadă m-am ocupat foarte mult să găsesc un cum se numește, un leagăn din acela automat, să-i cumpăr hăinuțele, să-i cumpăr tot ce are nevoie, cădiță de bebeluș și așa mai departe. Fiți atenți, acum punem întrebarea. Leagănul este albastru sau roz? Este bej. Ce e aia, mă? Bă, nici nu mai știi, că înainte știi cum era cu bancul ăla. Eu sunt băiețel și tu ești fetiță. Și cum dai seama că e băiețel? După botoșei, dacă botoșei sunt roz, e fetiță. Păi nu, că ăsta e liniștit, că în dressing deja are pe umeraș puse haine doar alb, bej și roz. Nici o altă roz, culoare. Gata, s-a strigat, doamnelor și domnilor. Prima oară avem o fetiță, o nepoțică pentru maestru Puiu Iordănescu, care nu este la prima experiență de bunic, dar nu știu dacă vrei să-mi spui ce mi-ai spus tu mai devreme în culise, că mi s-a părut foarte emoționat. Dacă vrei, bine, dacă nu, nu te întreb. Da, tata se bucură foarte mult de sarcină și de faptul că am ajuns în punctul acesta și mi-a spus că mai, practic pentru ce mai trăiește să mă vadă pe mine mămică și apoi poate să moară. Adică și am zis, mama mi-a emoționat foarte tare când mi-a spus lucrul acesta, pentru că știu că o să-i fie foarte greu în momentul în care o să se întâmple. Mi-a spus că el o să stea departe și doar să afle așa, că gata, am născut și altceva să nu știe. Și nu dă fugă la spital să-și vadă nepoțica? Da, dar nu vrea să știe înainte. A zis, nu pot să știu. Eu mă duc, mă refugiez undeva în munți și să nu știu că naști. Bine, e o glumă, normal. Normal, așa cum sunt convins că în ziua respectivă va ști maestru Anghel Iordănescu și o să fie cu cele 5 celebre icoane în mână, să se roage ca Dumnezeu să-ți dea o naștere ușoară, ceea ce este foarte bine. Natural? Încerc. Da. Încerc, da? Da. Uite, eu văzându-te la TV, ca dovadă că nici nu m-am prins când ai lipsit, nici nu mi-am dat seama dacă a fost o sarcină ușoară sau grea. Nu, n-a fost simplu deloc. Dar cum ai făcut, frate, că te-am văzut la știri, erai foarte ok. Păi, după ce se închideau camerele, fugeam repede la spital, mai făceam o perfuzie, mă întorceam la muncă, cam așa. Bun. Soțul tău a fost cu un îngeraș, așa cum îl știm, a fost alături de tine. Da, și mulțumesc pentru asta, pentru că altfel n-aș fi reușit. Bineînțeles, în primul rând, Dumnezeu. Absolut. Aveam o icoană lângă mine și în fiecare seară țineam icoana în brațe și mă rugam să ador mai repede, să nu mai simt momentele grele. Și dacă nu l-aveam alături pe el, alături de mine, cred că parcursul s-ar fi fost mult, mult mai dificil. Chiar a fost alături de mine și m-a ajutat în fiecare moment. Ai avut o perioadă mai grea sau s-au liniștit lucrurile acum? Cum e? Fiecare perioadă a avut greutățile și dificultățile ei. Pe început au fost grețurile, apoi dureri de spate, acum dureri de ligamente. N-am avut o perioadă, să spun, liniștită, în care am fost ok, super bine. Dar asta este, practic, sacrificiul pe care trebuie să-l facem noi, femeile, ca să ne întâlnim minunile. Și cred că uităm în momentul acela tot ce a fost mai greu. Dacă nu mi-ai spune și dacă n-aș vedea burtica, nu m-aș prinde că ești însărcinată, în sensul în care a fost o sarcină în care există femei. Acum iarăși o să o pomenesc pe Nicoleta Luciu, că ea a fost cea mai evidentă. Da. Ea a ajuns la 101 kg când a născut primul copilaș. Da, mi-aduc aminte. La triples, nu. Da. Tu nu prea ai pus kilograme. Cum ai făcut? Doamnele sunt cu siguranță că sunt interesate. Eu cred că am pus 8-9 kg, dintre care două sunt ale lui bebe. Am înțeles. Nu știu. Cred că, într-adevăr, pe prima parte a sarcinii am scăzut puțin, câteva kilograme. Pentru că nu mă alimentam cum trebuie, nu puteam să mănânc. Nu-ți venea, că nu puteai? Da, nu puteam. În partea a doua am început, ok, să mai iau câteva kilograme, dar am mâncat ceea ce am simțit. Într-adevăr, am stat departe de carne, nu prea am putut să consum carne. În schimb, dulcele meu, cu ghilimele de rigoare, au fost fructele.
Ok, nu știu, natural. Da, natural. Am mâncat foarte, bravo, foarte sănătos. Mai puțin în ultimele cam 10 la zile, chetei, 2 săptămâni, la... când am dat buzdan, da, în ciocolată. Doamne, am mâncat la ciocolată când am mâncat toată viața. Ce drăguță e! Am băgat ciocolată, n-am mâncat în viață mai atâta ciocolată. Da. Foarte drăguț. E foarte bine, important e să fie o perioadă liniștită, pentru ca și bebele să vină în condițiile cele mai firești și naturale și în liniște și în armonie. Pot să pariez că are un nume sfânt. Noi am ales numele Tea. Ce drăguț! Este o sfântă mucenică care se serbează în luna februarie și cumva ne-a plăcut, am fost între Lea și Tea. Ce doar drăguț! Că, da, doar că Tea aduce și cumva cu Teodor, numele soțului meu. Toată lumea, bine, toată lumea îmi spune Ted, dar am zis că așa o legătură între ei și, sincer, chiar simt că va fi o legătură. Adică eu simt că fetița mea va semăna cu el. Și am zis că, se spune că dacă seamănă, înseamnă, știi, se spune cine iubește mai mult, dar nu facem... Bine, acum, și acum e secret între noi și sper să semene cu el. El e liniștit, că e calm, că e calculat, că e, este fix așa drag, cum îmi doresc eu. Ești agitată? Eu sunt mai vulcanică câteodată, să zicem așa. Nu m-am prins niciodată. Unde ai ascuns treaba asta? Că mie mi s-a părut întotdeauna că ești un copil, păi, cu minte. Cum? Nu mai ești copil acum, că n-aș copil. Păi, dar... păi de acum, că știi că am trăit cu trei frați. Adică n-aș fi avut cum să... A, mai am o ratură mai băiețoasă. Bună. Așa câteodată. Bună, așa aici că el e... îi avem pe cei trei frați, că tocmai am vorbit despre ei. Edi, ce a zis când a auzit faptul că va avea, va fi unchi de... Edi conducea când i-am dat vestea, l-am sunat cu video și i-am spus și nu, n-a crezut, nici el, nici Andrei, fratele, cel de-al doilea frate, n-au crezut efectiv, au zis, tu glumești. Păi de ce? Nu credeau, pentru că probabil nu... Câți băieți sunteți în familie, frate, mai vreți? Nu. E o echipă mare la nu, voi. Nu, da, eu zic că inițial când a aflat că sunt sărcinată, nu cum știau. A, n-a crezut. Da, nu au crezut, efectiv. Unul dintre ei mi-a spus, dacă eu nu văd testul de sarcină, eu nu te cred. Da, eu... Probabil pentru că n-au putut să accepte faptul că surioara lor mai mică a crescut și o să devină într-adevăr mamă. Da, surioara e mireasă, eu văd aici dovezile, adică cumva era în firea lucrurilor, cum ești tu așa în viață, mă așteptam să ajungi aici. Da, da, da. Iar momentul în care el a aflat că o să am fetiță, a fost unul destul de neplăcut, pentru că el tot punea presiune pe mine, spune-mi ce e, spune-mi ce e. Și am zis, Edi, nu știu ce este. Doamna doctor nu mi-a spus, mi-a pus într-un plic ca noi să facem aceea petrecere de gender reveal. Așa. Și el tot insista, nu că eu, spune-mi tu mie, că eu știu sigur, că tu știi, dar nu vrei să-mi spui. Nici după nu putea să facă primul 11 de atâta el, clar. După care mi-a spus, eu am vorbit cu managerul de la spital, mi-a zis mie că eu știu, am aflat, e băiat. Excepțional. Și tu ce ai zis? Și am zis, nu, e adevărat că eu simt că e fetiță. Nu, că o să vezi tu că e băiat. După ce am zis, uite, gata, toată lumea a aflat, avem fetiță în familie, a zis, lasă că o să vezi tu după ce se naște că tot băiat e. Parcă nu-i venea să creadă că am fetiță. Eu acum, în calitate de tată de băiat, știu că trebuie să apară ceva în poză, nu? Dacă e băiețel, știi? Dacă nu e... Înseamnă... Nu e! Gata! S-a deschis șampania pentru Tea! Tea, zi-mi cum îl cheamă pe sus, că am uitat. Teodor. Teodor și numele de familie? Măgureanu. O să o cheme și Iordanescu? Adică ia și numele tău? Sincer, nu m-am gândit. Da, doamnelor și domnilor, Tea Măgureanu, șampanie pentru ea. Mai avem câteva minute să mai vedem exact și despre ce mai vorbim despre fotbal la Prima TV. Ce spune Eduard Iordanescu, cel în care ne punem atâtea speranțe. Și mai avem noi, că nu ne-am mai văzut de mult. Începutul de weekend vine cu o porție mare de râs marca TikTok Tudor. Nu ratați! Mereu optimistă și energică, Adina Buzatu vine astăzi la Exclusiv VIP să ne dezvăluie secretul unei siluete demne de invidiat. Cum se menține în mare formă, aflăm imediat. Nu ratați! A
reacționat Adriana Simionescu atunci când a aflat că va fi mamă? Oare ce își dorea? Fetiță sau băiat? Cum se pregătește devenirea pe lume a bebelușului? Aflăm azi la Exclusiv VIP! Doamnelor și domnilor, în timpul în care am lipsit, nu s-au întâmplat evenimente deosebite, decât că micuța te-a dat un semn. A dat semnul pe partea că îi place sau pe partea că nu-i place? Că îi place, îi place. Doamnelor și domnilor, am primit acreditarea copilului. Dacă copilul zice da, aia este treaba. În bucătărie se întâmplă lucruri reprobabile, în sensul în care domnul Adrian Salomia, domnului i s-a urât cu binele, pentru că el a spus ceva, că domnul se termine cu feministele alea. Iar Claudia Ghițulescu, cu zâmbetul pe buze, ce a făcut? S-a pune un prosecco să-l uit. Nu se bea în direct, vă rog frumos, este o emisiune serioasă, da? Serioasă, da. Frumos. Nu ne-a plăcut. Eu gătesc, uitați-vă ce bine gătesc. Nu, eu, se da? Juca cu tocătorul pe bucătărie, în mod aleator, așa. Așa, mai ușor. A vrut să mă alerge pe aici cu sărăcia de... Și te-ai împiedicat? De jucărie. Te-ai împiedicat? Nu m-am împiedicat, și eu cred că mă lasă așa ușor. Că puteai să te împiedici, nu se știe niciodată, nu știi cum era bancul. Da. Hai. Ce faceți voi acolo dacă tot v-am dat legătura? Joci tenis, este acest Horia Tecău al bucătăriei. Ia uite. Deja avem legumele la blanșat, avem sosul, baza sosului, notul de șampanie deja pusă pe foc. Adică dacă nu iese mâncarea, măcar să bem sosul, nu? Am sotat ceapa cu coloana peștelui, am folosit câteva oase pentru aromă, șofran, foarte mult unt și la final vom termina sosul cu puțină zeamă de lămâie și gran cu cina. Pe mine ai uitat că mă uit aici cu privirea. Auză, Claudia, dar... Când nu se ia de mine, da, să uit Am o întrebare. Claudia, tu ce faci acolo? Uite, trebuie să toc astea. Ah, la sfârșit emisiunii mai e timp. Măi, Cristi, am bucătar șef, nu sunt de capul meu în bucătăria asta. Ah, de fapt el... Ce mi se spune aia toc? A, tu ești șefa bucătarului șef, în sensul în care tu nu faci nimica și dai... N-am făcut eu nimic. Nu, chiar m-a ajutat. Te-a ajutat că te-a bătut la cap. Mi-a luat scaunul, aveam și un scaun. Asta s-a întâmplat cu adevărat. Gătești la varice, ca să zic așa, da? Da, pe genunchi. Hai, spor la treabă, doamnelor. N-am avut eu prea multe pofte în sarcina, dar sosul ăla de șampanie. Mai bine nu zicea. Bagă tare cu sosul de șampanie. Că avem o cerere de la copil de aici. Da? Da? Dacă hai. Suntem gata, Speedy Gonzalez scrie pe tine. Hai, bagă mare. Da. Bun, doamnelor și domnilor, prin urmare, am aflat că vom avea o fetiță, adică vom avea în familia Prima TV, se va naște o fetiță în zodia Taurului, se pare. Da. Dacă este mai sau când mai, am înțeles că mai depinde de ceva. Totuși, să facem o cerere, să vorbim cu doamne, care a avut grijă de tine, de tatăl tău, de familia ta, de toată lumea. Să facem așa, deci, cine e pe întâi? Soțul meu e pe întâi. Tata pe 4 și voi v-ați căsătorit pe? Pe 14. Dacă se poate între 4 și 14. Doamne, nu te supăra, o cerere simplă, adică să se bucure și oamenii, dar nu deodată cu toate. Așa, 3 zile de să-și revină, să mai fie o petrecere, nu? Merge? Da, așa. Prin urmare, în mai, despre naștere o să vă mai povestim. Nașterea, după cum v-am spus, o să fie poate naturală la un spital privat din București, că nu este cazul. Totul amenajat? Da. Tot? În proporție de 99%. Vreau să știu ceva. Mama ta ce zice? Oh, Doamne, mama... Eu n-am văzut niciodată... E o femeie senzațională. Am mai văzut-o o singură dată a vorbit cu noi la cununia Mariei și, de fapt, o parte din liniștea și succesul domnului Iordănescu a fost acolo, acasă. Da, așa e, într-adevăr. N-am văzut-o niciodată pe mama reacționând așa. Și am mai văzut când am mai primit alte vești de sarcini în familie, dar așa cum a explodat cu ghilimele de rigoare de bucurie când a aflat că sunt și eu însărcinată, parcă n-a fost niciodată. Pentru că e diferit. Acum era pentru prima dată când copilul tău urma să dea naștere. Adică Ei, să fie... Și cea mai mică acolo. Și ai fost cea mai mică una... și... Da. E bobocul familiei, știi? Singura fată. Aia e treaba. Doamnelor și domnilor, așadar, maestru Iordănescu, Angel, are emoții pentru fotbal, dar mai degrabă în mai sunt marile meciuri pentru el. Și apoi în iunie, cu Eddie. Exact. Bun. Cum îl simți pe Eddie înainte de acest meci, pe care, repet, meciul cu Belarus, vă invităm la meciul cu Andorra, vorba lui Ilie Dumitrescu. Dacă ne mai e și emoționăm la meciul cu Andorra, eu zic să ne rupem carnetele de antrenor. Și nu e cazul, sunt convins că va fi un meci în care băieții aia ce lucrează ei, funcționari, poștași, o să pună probleme, dar nici chiar așa. Deci, cu Andorra o să fie bine, n-am niciun fel de îndoială.
cum, ce-l simți pe Edi? Cum e? Foarte concentrat. Așa e întotdeauna înainte de meciuri. Se concentrează 100% pe fotbal, pe ceea ce are de făcut, în cantonament, de parte de familie. Dar așa e din general, când are, mai ales când are un obiectiv sau un scop sau când are un pas important de făcut, se dedică 100% cauzei respective și acum nu e o excepție, adică face același lucru. Uite, vreau să te întreb ceva care cu siguranță poate să fie interesant, apropo de faptul că oamenii când au nevoie să treacă peste un eveniment cu încărcătură emoțională, unii dintre ei au talismane sau ritualuri anume. Tatăl tău avea, care lumea ca proasta a râs, deci dacă primise de la părintele Argatu icoane și acele icoane l-au ajutat, păi să vă dea Dumnezeu tuturor să aveți asemenea icoane să vă ajute, da? Că Dumnezeu, să știți că dă. Edi are vreun ritual sau vreun ceva anume, are vreun gen de superstiție? Nu știu să nu aibă. E ca tata. Tata nu, era nu mai... Nu, ok, are și el probabil iconițele lui sau o cruce sau cartea de rugăciuni, pentru că noi suntem... Toți. Noi, toți, da, exact, avem această legătură cu Dumnezeu și normal face și el același lucru. Dar nu cred că are ceva în mod special ca și talisman, vreun obiect sau vreun ritual sau... Nu. Are într-adevăr un prieten pe care nu lasă să meargă la meciuri, căruia îi spune că de fiecare dată când vii pierzi, așa că hai că tot ai acasă. Dar bine, sub formă de glumă, pentru că sunt cei mai buni prieteni. Dar nu. Da. Altceva nu. Doamnelor și domnilor, eu îi propun Mariei, dacă ne mai primește așa, după Paște să o mai întrebăm. Poate nu mai vine, că are puțină treabă, dar poate facem un Skype, poate ne mai vedem, poate vedem ce mai face Tea, să ne mai spună și nouă ce s-a mai întâmplat. Mă bucur foarte mult pentru tine. Mulțumesc pentru invitație. Repet, a crescut sub ochii mei și mă bucur foarte mult că fata s-a făcut mare, e mămică, trece vremea și trece frumos. Maria, mult succes! Mulțumesc! Pupă toată familia! Doamne. Rămâneți să vedeți la Prima TV fotbalul și rămâneți alături de noi și căutați familia Iordănescu, pentru că, iată, e o familie care trece frumos prin viață, ceea ce este mare lucru. Am zis bine? Foarte bine! Pupăm fata! Doamnelor și domnilor, mâine este ziua de naștere a unei celebrități a României din punct de vedere muzical, dar și nu numai. Prin urmare, atenție mare, cântăm împreună! Mulți ani trăiască pentru Carmen Hala! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Carmen să trăiască! Carmen să trăiască! La mulți ani! Uite, ca să mă crezi, Carmen, stai așa! Ca să mă crezi, gătim ceva cu șampanie, deci noi ne-am apucat, să știi, de ziua ta. V-ați apucat de azi. V-am apucat, uite, de gătit, avem o șampanie. O folosim în scop alimentar, dar noi n-am început să petrecem. Așteptăm de contul pe sticla de șampanie, dar trecem pe asta. Băi, îți spune Carmen cine îți plătește de contul, că ea știe mai bine decât tine, da? Da, să zic că plătesc cine eu, plătesc orice. Da, bun găsit, Carmen, la mulți ani. La mulți ani! Mulțumesc că v-ați gândit la mine, vă iubesc. Carmen, mă bucur că... Cred că deja va fi o zi foarte frumoasă mâine, după cum vedeți, Carmen, deja este foarte pregătită, elegantă, ca de obicei, strălucitoare. Ai măi, ai o vârstă foarte frumoasă, Carmen, și împreună cu Ana ne uităm cum faci sport și cum te miști și cum arăți. Dă-mi voie să-ți fac un compliment, ca între noi, prietenii. E senzațional. Crezi? Da. Sincer. Da, pot să spun și eu, da. Nu spun eu vârsta, se pot interesa oamenii de pe internet, dar Carmen arată senzațional la câți ani împlinești. Aș încremeni Skype-ul de emoție. Da. Asta e schemat. Da, imediat o să trecem, pentru că o să o întrebăm pe Carmen cum sărbătorește imediat. Pe de altă parte, se întâmplă atâtea lucruri, inclusiv în America. Au căzut două bănci, a mai căzut una și sunt convins că dumneavoastră, cei de acasă, ați dori să știți exact ce se întâmplă. Carmen, cum sărbătorești de ziua ta? Sunt invitată la un restaurant la Bull Harbor cu copiii mei și cu agentul meu, Michael. Așa că o să avem o zi minunată. Aici e frumos, e cald, extrem de cald în Florida. Și am să mă pun cea mai frumoasă rochie din lume și am să dansez și am să cânt și am să mă simt extraordinar. Știi că intru în anul karmic 8, deci pentru mine e o mare schimbare. Fiecare an în viața noastră aduce altă energie.
Și anii ăștia karmici sunt foarte rari în viața unui om. Dacă când vin, poate să aduc un lucru extraordinar. Deci aștept și eu să se întâmple ceva minunat în viața mea, care deja știu că se va întâmpla în curând. Stai o secundă! Stai! Ce se va întâmpla în curând? O să am o nepoată. Bravo, bă, băiatule, azi e cu copii. Deci Alexandra e însărcinată. Foarte frumos, acesta este zâmbetul perfect de bunică, doamnelor și domnilor. Iată, Carmen devine la o vârstă foarte frumoasă bunică. Deci, Alexandra e însărcinată, nu? Da, acum face un copil curând, da. Băiețel, fetiță? Fetiță. Foarte frumos. V-ați gândit la un nume? Da. Alexandrina. Ce drăguț, Alexandrina! Ești fericită? Foarte. Foarte, da, tare. Sunt foarte fericită. Ai făcut calculul cum o să fie cea mică? Ce o să moștenească de la tine, de la Alexandra, de la tată? Nu te-am auzit că mi se tot oprește internetul și nu știu de ce. Despre cea mică ai făcut toate calculele? O să fie bine? Da, le-am făcut toate calculele, da. Deci o să fie o luptătoare, o învingătoare, o frumoasă. Vreau să o fac artistă de cinema. Aha, foarte frumos. Atâta vreau, Carmen, înainte să te întreb despre ce urmează în această perioadă extrem de tulbure, că se întâmplă lucruri incredibile pe scena lumii, scena politică și nu numai. Și apropo de bani, de crizele care urmează, vreau să te întreb lucrul următor. Când se prefigurează nașterea, ca să venim și noi pregătiți? Nu? Acum... Să știm și noi, să fim pe fază. Când naște Alexandra? În 2 luni. Tot în 2 luni. Dom'le, în mai o să avem multă treabă. Asta e foarte frumos. A venit aici fica lui Puiu Iordănescu și a anunțat că în 2 luni de zile îl va face bunic de fetiță. Deci asta e treaba. Carmen, mă bucur foarte mult. Ești într-o formă... Te las mai multe fete. Așa este. Băieți, să mai vină și băieți, că atâtea fete trebuie să le cucerească și pe ele cineva. Da. Deci, vii tu, vine Claudia, poate naște Claudia. Deci, Carmen, 2 bănci au căzut în Statele Unite, una a căzut în Elveția, se spune că avea o anumită legătură din punct de vedere financiar, lumea este oarecum în panică, dolarul se prăbușește, euro este așa și așa, războiul bate la ușă, celebre bănci care sunt peste tot în Europa și care au legătură cu finanțarea statului rus sunt rugate să rupă legăturile. E o stare foarte instabilă. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Te rog să-mi spui. Tu ții minte că noi doi am mai vorbit despre colapsul bancar cu ani de zile în urmă. Acum 3 ani. Și mai ales nimeni nu credea vreodată că o bancă poate să colapseze. Iată însă că se întâmplă lucrurile astea. Nu știu dacă mă auziți că am mereu probleme cu internetul. Da, te auzim. Vor continua aceste situații, se vor, cum să spun, agrava într-un timp, pentru că până în 2029 trebuie să se schimbe sistemul ăsta monetar. Deci se schimbă banii de hârtie și sistemul în sine, într-un fel, dă semne de boală, de colaps, de dezintegrare. Și primul semnal sunt bălcile. Și pofida faptului că guvernanții și toată lumea spune: a, nu vă face nicio problemă, totul e perfect, nu avem inflație, totul este minunat, băncile sunt în perfectă stare de funcționare. Realitatea este de fapt alta. Și aș vrea ca lumea de acasă să gândească cu seriozitate ce o să facă cu banii din bănci. De câți ani de zile eu cu tine vorbim să depunem banii, să cumpărăm ceva solid, să-mi luăm lucruri care rămân, să nu ținem banii pentru că se devalorizează. De câțiva ani fac interviuri cu tine pe tema așa asta. E. Și iată că acum se întâmplă. Începe să ne devină foarte clar și o panică generală. Iar oamenii când își trag banii din bancă, deci la Silicon Valley Bank s-au tras 40 și ceva de bilioane de dolari într-o zi. Banca a colapsat. Dacă lumea face și lucrurile astea acum, se întâmplă același lucru. Băncile vor colapsa. Și România, peste tot în lume, se va întâmpla fenomenul ăsta tot mai evident, începând cu anul ăsta, pentru că, de fapt, se intenționează să se ajungă la moneda electronică, compenseze băncile între ele, să se creeze un sistem monetar general. Deci asta
important de știut. Eu mi se întâmplă, nu știu, ceva în zona mea se întâmplă, nu știu dacă mă auziți. Da, da, te auzim, imaginea mai îngheață din când în când. Înainte, până când revenim la o imagine mai clară, trebuie doar să vă spun că previziunea lui Carmen Hara se bazează pe intuiția ei în planul 2, în planul 1 pe niște calcule numerologice pe care le face. Nu știu care e explicația, dar internetul în area mea nu funcționează la ora asta și mergem doar pe internet. Important e cei care ne urmăresc să ia această informație ca ta. Are să nu intrați în panică, ci doar să fiți atenți la toate evoluțiile pe care buletinele de știri vi le oferă, astfel încât să faceți mișcările corecte. M-auzi, Carmen? În lumea mondială, în lumea bancară la ora actuală. Bun. Carmen, ne întoarcem într-un minut, poate refacem legătura mai bine și mai stăm câteva minute împreună să vedem ce se mai întâmplă și pe aici, prin această parte a lumii. Revenim cu Carmen Hara cu o zi înainte de aniversarea ei. Am revenit cu Carmen Hara, doamnelor și domnilor, în pragul împlinirii unei frumoase vârste. Căutați mâine să vedeți, sau chiar astăzi, să vedeți ce va face Carmen de ziua ei. Am înțeles cu băncile, în rest, ce mai vezi pentru următoarea perioadă? Sunt multe schimbări și sunt multe tratative la nivelul războiului. Părerea mea că pericolul un război mare este abia în anii următori, 2024 și 2025. Anul ăsta s-ar putea să se ajungă la o tratativă între Rusia și Ucraina și, mă rog, din cât înțeleg și din cât simt eu intuitiv, Rusia a mizat pe ajutorul Chinei, care nu să se întâmple cum vor ei, și atunci cred că nu vor avea altă variantă decât să bată puțin în retragere, atât când nimeni nu crede că Putin poate să bată în retragere, dar este posibil. Și eu anticipez ca lucrurile puțin să se calmeze în a doua perioadă a anului și să meargă undeva spre bine, doar că un mare pericol urmează în anul viitor, dar o să discutăm la momentul oportun, nu acum. Deocamdată să încercăm să punem energie bună ca să trecem prin perioada asta de tumultoasă cât de victorioși posibil. E adevărat. Din punct de vedere al finanțelor oamenilor, ce să facă astfel încât, din punctul tău de vedere, astfel încât să treacă peste această perioadă grea? Foarte grea perioadă. Dacă reușiți să mai primiți împrumuturi de la bănci, cumpărați-vă ceva. În perspectiva în care băncile nu vor mai supraviețui, s-ar putea să nu mai plătiți interesele sau să nu mai plătiți... Doamne ferește, da. Care, Doamne ferește, ar fi foarte bine pentru mulți oameni săraci care s-au chinuit să-și plătească datoriile foarte mulți ani cu enorm de multe interese. Dar intrăm într-un an din ăsta karmic, intrăm într-o situație când lucrurile trebuie să se balanceze, dar trecem prin perioada asta de zbucium, de haos, și recomand totuși același lucru în care mă repet: investițiile, lucruri palpabile, sunt cele mai sigure. Banii la saltea, banii în bancă, nu mai sunt atât de siguri cum erau odată. Deci bun, lucrul ăsta trebuie luat în considerare. Mai am o singură întrebare pentru tine. Da. Pentru că în America a fost mare vâlvă acum și cu domnul Trump, care domnul Trump țipa că o să fie arestat. Nu l-am văzut arestat. Cum vezi tu de acolo, din inima lucrurilor? Va fi arestat, doar că se tem de o revoltă, de un așa zis război civil în America, și atunci încearcă să inducă lumea în eroare. Și încearcă să se, cum să spun, să nu dea o dată, să nu dea un timp. Adevărul este că el va fi indictat. Spun asta din 2019, când era președinte și încă nu făcuse nimic dramatic. Dar sunt foarte mulți oameni care îl susțin împotriva acțiunilor lui greșite și care consideră că nu e drept să-i se întâmple nimic. Însă va fi arestat. Dar nu se știe ziua cu precizie, însă lucrul ăsta se va întâmpla. Sperăm să nu fie nimeni arestat, dar să se facă dreptate, că de fapt despre asta este vorba. Îți mulțumesc foarte mult, Carmen. Doamna Aghițulescu, ați vrut să știți ceva despre dumneavoastră? Acum nu dormiți în front acolo. Zi, ce vrei să o întreb pe Carmen într-un minut? Zi. O iubesc și la mulți ani din tot sufletul. Zi, vrei să afli despre tine, căsătorie? Vreau să spună ce simte. Căsătorie, da. Copil, ceva? Da, da.
da, căsătorie stai cu un bărbat foarte prezentabil, care are undeva o casă la țară sau ceva de genul ăsta și o să ai doi copii. Da? Da. Și a, să mă inviți la nuntă, să mă iei de nănașă. Asta voiam să zic. Gata. S-a rezolvat. La mulți ani. Nu l-am găsit pe băiat, dar nașa am găsit-o. Dar unde e băiatul? Unde e băiatul? Apare în câteva luni. Apare, vine el singur, că dai frumos înalt. O nebunie. Gata. Nu mai arde de mâncare, s-a dus treaba. Da. Hai, mulțumesc, Cristi, ce am făcut aici, că da, te bucuram, da. Adriana Emesecă în cratiță, că fata e emoționată. Mulțumim foarte mult, Carmen. Te pupăm, la mulți ani. La mulți ani, te pupăm. Doamne ajută, a fost Carmen Har alături de noi. Doamnelor și domnilor, cu lucrurile pe care le-a calculat, repet, sunt premize, sunt informații pe care trebuie să le luați ca atare. Până atunci însă, până când avem o invitată care vine de la Londra, de la târguri, de la chestii, de la socotel, puțin șoc. TikTok. Șoc. Bun găsit! Sunt Dick Tudor. Împreună o să descoperim cele mai frumoase povești cu ajutorul TikTok-ului. Am senzația că v-a plăcut ediția trecută cu școala. Cei care au fost cu minți au primit note mari. Tati, ce note ai luat azi la școală? 10. Bravo! 4 la român, 4 la englez și 2 la mate. Bravo! Pe deșteaptă e frumos, exact ca măta. Asta e problema, că unii profesori au făcut școala în discotecile cu manele. Cum se zice la 10 în engleză? Ten! 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 Dar la 20? La 20? Ten! 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 Nu! Nu așa? Nu așa? Bine, dar la 30? La 30? Stai puțin. Stai puțin. Ten, 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 ten. Și la 1000. Ten, 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 ten. Credeți că unii sprac la școală pentru că seamănă cu părinții? Uite că nu. Mama, eu sunt adoptat? Bineînțeles că nu. De ce te-ai gândit la așa ceva? Păi, am făcut un test ADN și uite. Bună, iubitule. Alo. Andrius a făcut un test ADN și preiese că el nu e copilul nostru. Păi, normal, nu? Cum adică? Păi nu ți-amintești în seara aia la spital că plângea bebelușul nostru, plângea, plângea. Și mi-ai să-l schimb? L-am ales pe unul mai cuminte. Să schimbăm vorba. Mai bine mergem la serviciu, unde tare ne place. Dumneavoastră mergeți la muncă pentru bani? Nu, merg de dragul șefului. Sunt fanul lui numărul 1. Unii sunt atât de harnici încât lucrează și noaptea. La pahare. Bă, nenorocitule, de ce n-ai venit mai acasă azi noapte? Nu mi-era somn. Alții zic că se duc la serviciu ca să mănânce în pace. Așa o fi? Doamne, doamne, ce foame mi-e și ce poftă mi-era de o pizza. Bună seara! Dar vreau și eu să gust din pizza ta, te rog. Poți să gust pe felie? A, sigur, nu e o problemă. Poți să mai iau o felie sau e ok? Dar nu o să iau, nu e o problemă, pentru că, na, e ok. Cred că o să iau și asta, pentru că oricum ție nu-ți trebuie, ești îndeajuns. Bun, ok, mulțumesc, e super. Dragi angajate, că vă așteaptă iubitul cu prăjituri. All right. Ready? Și vezi pe un bărbat care spune pompoana mea. Ți-ați dat tot ce e mai bun pe lume. Mă, eu nu pot să cred că ai mâncat toate bomboanele și la mine nu te-ai gândit deloc. Păi cum să nu? Tot timpul îmi ziceam: dă, Doamne, să nu vină nevastă mea până le termin. În fine, am mai aflat pe TikTok și secretul unei căsnicii lungi. Iubire, tu mă iubești mult? Da, iubita mea. Mă vei înșela vreodată? Doamne ferește, nu, iubita mea. Deci vei rămâne toată viața alături de mine? Da, iubita mea. Cum de faci toate astea? Iubire, ai uitat că săptămâna trecută am cumpărat aer condiționat, frigider, mașină de spălat? Da, dar ce legătură are? Păi și ce, vrei să plătesc ratele singur? Și acum vreau să schimb și mașina ca să iau credit pe numele tău, că ai salariu mare. Sunt Dick Tudor.
tuturor. Iubiți-vă mult! Cam așa! Pa, pa! Nu-i simplu, doamnelor și domnilor, ca șoarecele și pisica, dar acum în bucătărie avem niște paste gata făcute. Doamnelor și domnilor, bubulina gospodina a fost când i-a spus Carmen Hara că o să fie, că o să aibă un făt frumos. Pac! Au apărut pastele ca prin minune. Cuvântul minune este un nume de cod astăzi, pentru că o să vorbim imediat cu o fată extraordinară din familia lui Adrian Minune. Până atunci o avem alături de noi, foarte elegantă și subțire, și o să vedeți, Adina Buzat. Bună, bună! Adina! Tu ai mai slăbit? Normal! Normal? Dar să știi că n-am slăbit în kilograme. Toată lumea mă întreabă, mamă, câte kg ai dat? N-am slăbit niciun kilogram. Eu ne știm de 20 de ani, dar așa subțire nu te-am văzut. Păi da, dar fac foarte mult sport și sportul te subțiază și îți dă și o stare bună și energie și chef de viață. Și așa, de poți acum... așa poți să porți pantalon de genul ăsta când ești mai subțire, când ești mai grăsuț, să devii slim și e foarte drăguț. Deci ei sunt și sus și jos se prind, nu? Da, sunt cu corset. Cu corset? Corset și... care se desface, îi pot purta și așa, simini ca doar ei. Aha, am crezut că se dau jos pantaloni și rămâne corsetul, dar nu despre asta era vorba. Să fim serioși. Da. Bine ai venit! Om serios, domnul Brancu, vă rog frumos, dumneavoastră se poate. Colegii îmi strică, nu altceva. Da, mediul, 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 da. 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 Doamnelor și domnilor, până una alta putem să vorbim cu Adina despre un eveniment de la care chiar am avut imagini. Ia să vedem ce a filmat echipa noastră. Aici este Adina, n-a filmat echipa aici noastră. Aici sunt eu pe pârtie, că am reînceput lecțiile de schi acum o săptămână jumătate, două. Unde l-ai început? Că s-a dus zăpada. Da, în Elveția am fost cu Sara și am reînceput. Eu, mă rog, am avut o istorie din asta cu picior rupt, cu traume când eram mai mică și mi-am dorit foarte mult să reîncep să schiez ca lumea, ceea ce aproape mi se întâmplă. Mai am un pic așa. Ultima pârtie a fost una neagră când am plecat din Elveția, cu monitorii adevărat, dar na, satisfacția că am reușit și că nu mai am teama aia, deși încă sunt un pic rigidă ca orice om traumatizat. Deci accidentul și toate lucrurile astea ți-au instalat undeva o frică de care încerci să scapi. Clar, mai ales că, uite, un lucru de învățat, părinți, când un copil are o chestie de genul, pui imediat anul următor pe schiuri înapoi, pentru că altfel se dezvoltă o teamă și e foarte greu de depășit. Dar eu am reușit și mă bucur pentru asta. Ce avem noi aici, doamnelor și domnilor? Cred că avem un eveniment foarte frumos. E vorba de Mariaj Fest, este târgul de nunți, de la Palatul Parlamentului. Da, pe Willmark, da. Și am avut o prezentare, acum aș putea spune prezentarea tendințelor, dar ar fi incorrect, pentru că practic tendințele în domeniul acesta sunt aceleași în fiecare an. Diferența o face poate cromatica, dar în general se poartă calitatea, se poartă țesăturile fine, țesăturile exclusiv naturale, pentru că asta e o și hai să vedem, uite și pentru distinse, doamne, uite ce trebuie să îmbrace soții dumneavoastră, că femeia e principalul motor de cumpărare, după cum se știe. Îmi plac vizualele tale cu poze, fotografiile menele prin oraș, sunt foarte mișto. Felicitări. Deci, după cum vedeți, băi, bărbatul tot elegant trebuie. Uite, cum arată, frate, când e elegant. Știi, când îl mai vezi mai șleampăt așa, poate să fie odată că ești de hip-hop, dar în rest, aia e treaba. Eleganța e mama... puterii și foarte frumos. Bun, deci la evenimente așa mergem, da? Așa sau în funcție de locul unde facem evenimentul, pentru că dacă ne căsătorim pe plajă sau la pădure sau la piscină, noi o să purtăm cu siguranță un smoking, o să alegem în schimb o variantă lejeră, o ținută mult mai lejeră, colorată. Apropo de colorată, nici smokingul nu este obligatoriu să fie negru. Uite aici un turcoaz superb, nu știu cât de bine vedeți culoarea pe TV acum, dar este o culoare care pune în evidență tenurile
zile închise, în special bărbații bruneți, dar și cei cu ochi de culoare deschisă. Aia și e treaba. Ce e foarte important, nu veniți chitiți pe o poză pe care ați văzut-o pe social media, pentru că nimic din ce vezi pe altcineva nu ți este neapărat la fel de potrivit. Poți alege variante mult mai bune probând. Învăț asta toți viitorii miri, dar toți clienții care îmi trec pragul, îmbrăcați-vă în funcție de aspectul fizic, de cromatică și de stilul personal și, bineînțeles, cum spuneam, de locul unde faceți evenimentul, pentru că este probabil cel mai important lucru. De ce? Dacă te îmbraci nepotrivit într-un loc, chiar dacă ținuta ta e frumoasă, vei fi prost îmbrăcat. Asta e realitatea. E adevărat, uite, mai avem acum varianta albă, dinner jacketul alb, care este cu revere de mătase naturale, este un smoking alb dintr-o țesătură superbă, este o țesătură din lână 100% cu finețe super 160 și uite, tratată. Uite, avem aici și avem și un sacou. Da, la fel și aceasta este tratată pentru neșifonare, este tratată antistatic și antimicotic. Sunt trei tratamente excepționale și foarte importante în cazul ținutelor de eveniment, pentru că atunci când transpiri îți creează confort, fiind tratate antibacterian, antistatic, e senzația aceea că nimic nu se așează, nici o scamă, nici un praf, totul stă impecabil, și asta pentru că au aceste tratamente. Genul acesta de costume se și întrețin foarte ușor, foarte și ăsta e un lucru important. Știu că voi vă gândiți când vă achiziționați pentru nuntă, ziceți, băi, e nunta și atât, dar ulterior este foarte important să porți piesele respective. Mă gândesc că piesele respective sunt atât de frumoase încât mai trebuie purtate. Fără discuție. Și sunt convins că există nunți sau alte prilejuri festive în care e păcat să nu mai porți. Asta recomand tuturor clienților mei. Nu-ți lua o ținută pentru o singură dată. Învăț să adapteze ținuta respectivă, cum să poarte separat pantaloni. Ce făceai aici? Separat. În gheață, eram în gheață. Aici e Milano. La Milano, la târgul de țesături eram. Chiar comandeam țesături pentru iarna, nu următoare, cealaltă. Foarte deci tare. 2 ani așa se face înainte. Treabă. Bun, pe de altă parte mai aveam eu aici o informare și eram curios ce a făcut Adina la Londra. Am fost de ziua mea la invitația la Sarei, ani. Mulțumesc, pentru că Sara locuiește jumătate-jumătate și aici și acolo e cu un picior în avion cumva și mi-a făcut așa o serie de surprize, adică, de la ea, de la prietenii mei. Am fost la petreceri, la cine, torturi, am avut torturi, tortulețe și am suflat în lumânări când am suflat toată viața mea, pentru că echipa mea, de exemplu, mi-au trimis un tort superb și un buchet de flori. Prieteni din Franța, din Londra, mi-au trimis tot felul de lucruri prin intermediul Sarei, care le comanda, și ajungeam la restaurant și venea la jumătate de restaurant și îmi cânta. Și a fost foarte frumos. I-am zis, deci de data asta ziua mea, 4-5. Și am avut una înainte și acasă și urmează după Crăciun, Doamne, după Paști, să mai fac o petrecere, pentru că n-am apucat, așa, cu prieteni de aici. Foarte drăguț. Deci, practic, mă sărbătoresc anul acesta o lună. De ce nu? Dai o secundă, că eu vreau să știu și sunt convins că și văzându-te cum arăți, se întreabă și telespectatorii noștri. Dar tu, când ai un tort, ce faci cu el? Că de mâncat sigur nu-l mănânc. Vai, deci mănânc, dar știi ce am învățat să fac? Voi o credeți? Da, credeți-mă că mănânc și-s mâncăcioasă, dar vă spun ce fac. Am găsit fericirea, și anume mănânc câte puțin. Am învățat asta puțin. După ani de zile. Foarte puțin. Uite, azi am fost la târg și m-au servit cu prăjituri și cu bunătăți. Toți de pe acolo veneau, hai să gustați, să vedeți dacă e bun. Și am luat câte o gură din tot. Deci nu mi-e poftă de absolut nimic pentru că am mâncat. Dar am învățat șmecheria asta. Gura e mică, cum trebuie să fie mică, nu? Mică. Da, dar nu ca modelele care doar mestecă și aruncă. Nu și aruncă mănâncă. După aceea la da, toaletă. Da. Nu, dar știi că da? E și chestia asta. E o linguriță, mesteci și după aia... Da, nu, nu fac asta, mănânc. Să știi că din punctul meu de vedere trebuie să fim echilibrați. Așa am reușit să slăbesc. Nu ținem dietă. În momentul în care am ținut dietă, am un nutriționist foarte bun, dar mă învață să mănânc sănătos, ușor și nu foarte mult. Și dacă faci un porcinog, a doua zi ai grijă să contrabalansezi. Adică, de exemplu, dacă toți suntem aici și s-au terminat pastele și urmează și un peștișor pe care îl face domnul Adrian, ce ai mâncat tu? Nu. Ce ai fi mâncat astăzi dacă n-ai fi mâncat dulce?
Aș fi mâncat, uite, pește cu o salată, pește cu legume, cu broccoli, îmi place foarte mult. Mănânc friptură, tot așa, cu diverse legume. Mănânc însă și mâncare gătită. Ciorba e foarte bună, supa e foarte bună, pentru că sunt calorii puține și consistent, adică ți se umple burtica. Ideea e să nu mănânci mult odată. Aveam acest obicei, eu sunt mâncăcioasă și mâncam cantitativ, îmi plăcea, mă vedeam ceva, mâncam tot tortul. Nu, mănânci mai puțin și mai e ceva, când ți-e foarte foame, ia o gură de ceva și las o pauză de 10 minute și după aceea încep să mănânci. De ce? Organismul se prinde, creierul se prinde, se prinde că mai târziu. Și așa, atunci în 15 minute ai timp să mănânci o oală întreagă. Pe când, dacă e o gură înainte, te mai plimbi, mai bei un pahar cu apă, mai stai de vorbă, după aceea te așezi la masă și o să vezi că te simți plin. Zici, mamă, mai pot mânca. Mersi, e din magazin, bineînțeles, cum știți că eu port numai cămăși din magazin. Dar sunt masculine. E foarte jucat așa și mie îmi plac cămășile foarte construite așa. Da, și îmi plac foarte tare printurile de genul acesta, pentru că practic sunt atemporale. Anul acesta sau peste 10 ani sunt la fel de moderne. Eu am cămăși de la mine din magazin de ani și ani de zile și le port cu mare drag și țin în timp. Bumbacul de calitate, nu se șifonează deloc. Nu, uite, că-l vezi, sunt de dimineață cu el, am dat nu știu câte interviuri, a fost super aglomerată ziua. Am avut o haină deasupra și nu se șifonează, se calcă foarte, foarte ușor și se întrețin bine. Cam tare. Bine, Adina, pup-o pe fata ta care a crescut și care este foarte, foarte deșteaptă, frumoasă și puternică. Doamne, avem aici ajută, o fotografie, mulțumesc, de vacanță, ca să zic. La spa eram. Să fie bine, doamnelor și domnilor, bucurați-vă de viață, dar faceți-o și frumoasă, așa cum se cuvine. Și îmbrăcați-vă bine. Îmbrăcați-vă bine, bucurați-vă de tot ceea ce înseamnă eleganță și respectați-vă pe voi. Că exact. O haină frumoasă te face să te simți mai bine. Exact, îți dă o stare bună, te lasă să comunici corect. Ai succes în carieră, ai succes în viața personală, dacă te simți bine în hainele tale. Mulțumim foarte mult, a fost Adina Buzatu alături de noi. Căutați modelele să vedeți exact ce trebuie să îmbrăcați. Pupăm! Vă pup! Doamnelor și domnilor, seria mămicilor de astăzi nu se termină. Am început cu Maria Iordănescu, fiica lui Carmen Hara, Adriana Simionescu, fiica lui Adrian, minune, prietenul nostru, se află într-un loc din care o să aflăm o groază de lucruri. Suntem exact la studio, avem reporterul nostru acolo, pe Dana. Hai să vedem ce se întâmplă, că e cu nebunie și cu informații noi. Avem legătura? Hai să vedem. Doamnelor și domnilor, suntem în direct. Bună, Cristi! Bună, Cristi, avem o surpriză aici pentru tine astăzi. Suntem cu Adriana Simionescu, care o să ne spună mai multe lucruri frumoase și o să ne cânte așa din suflet. Bună, bună! Adriana, ce mă bucur să te văd. Văd că ai mâine, poimine, Adriana, pe care o știam de copilaș și va fi mămică. O să povestim și de treaba asta. Pe de altă parte, Adriana este o voce superbă, după cum ați văzut deja la TV. Și vreau să te întreb, vrei să începem cu cântare sau vrei să începem cu vorbe? Tu ești șefa azi, ia zi. Păi hai să vă încep cu cântare atunci, ca să vă dau și o stare bună. Eu, alături de băieții mei, formăm o formație de suflet, să zic așa, și muncim din greu pentru toate aplauzele astea pe care le primim de la voi. Hai să le cântăm mai întâi, nu? Cum s-ar zice, face repetiții pentru botez, nu? Da, repetiții pentru ce vreți voi, puteți să ne chemați și la zile de naștere. Suntem prezenți. Da, doamnelor și domnilor, până se pregătesc ei din seria și anunțare departe de trunchi, Adriana Simionescu, fiica celebrului Adrian, ne cântă! Să ne imaginăm, să ne simțim, să ne
Foarte frumos. Foarte frumos, Adriana, foarte frumoasă interpretare. Stați cu noi pentru că după pauză o să aflăm totul despre sarcina Adrianei, despre ce spune Adrian, despre ce se spune Cati, mama legendară a Adrianei, despre când, cum o să fie băiețel, fetiță, după pauză cu Adriana și cu trupa. Imediat vom intra în legătură cu Adriana, fica lui Adrian, Adriana Simionescu, care va fi în curând mămică. Asta e soarta noastră astăzi. Cum eram bancul, asta e soarta noastră a președinților. Până când intrăm în legătură cu Adriana, Claudia vrea să vă mărturisească un lucru care în post prinde foarte bine. Unde ai fost și ce ai simțit? Unde? Când? La Biserică Dragă. A, vorbești de la mănăstire. Lasă, fă-t frumos și copiii. Am rămas gândit în altă parte. Ai fost la biserică. La mănăstire am fost. Așa, dragă. Am fost de om artist, când la Cumănești m-a chemat domnul Lucian Pinta, îi mulțumesc frumos că m-a dus și la biserică. Deci sunt dusă la biserică. Ești dusă la biserică, nu? Credeam că nu ești dusă la biserică. Da. Așa. Și? Spovedită, împărtășită? Asta nu se va spune, da. Și am fost acolo, acum glumim, dar am fost la o mănăstire foarte frumoasă. Eu vă recomand să mergeți cu mare drag. Am stat câteva zile, am mâncat, m-am rugat. Mulțumesc Dumnezeu pentru clipele pe care le-am trăit acolo. Foarte altceva? Frumos. Te-ai simțit foarte bine, da? Foarte bine, da. Lumea zicea în redacție că ai de gând să te călugărești. Am spus, Claudia! Crezi că primește pe ori și cine acolo? Da. Nu, pe Claudia o primește. Nu înțeleg lucrurile la domnul, dar eu o lăsăm să vorbească și ce să facă. Știi că Claudia e o fată care nu prea a greșit în viață, să știi. Alții au greșit în față de ea mai mult, dar asta e altă poveste. Nu dezgropăm morții, ca să zic așa. Nu dezgropăm, îi lăsăm acolo să se... Îi lăsăm să putrezească acolo unde se află. Da, să le fie de bine și lor. Da, exact. Și la vară cald. Da, domnilor și domnilor, până atunci însă, ce faci? Acum încerci să schimbi gustul după ce... Nu. Fii atent că vin și gust într-un minut, până atunci însă, doamnelor și domnilor, avem un interviu absolut senzațional cu o actriță pe care o vedeți într-un serial de succes și care este într-o ascensiune fulminată de ani și ani de zile. Mărturisiri spectaculoase de la Jojo! Bună seara, felicitări, Jojo, pentru premiu! Mulțumesc, Tatiana, scumpa mea, mulțumesc! Chiar a fost un moment emoționant pentru mine de fiecare dată când cineva se bucură pentru ceva ce tu creezi, indiferent de profesia pe care ți-ai ales-o, e emoționant. Spune-mi, al câtelea premiu din cariera ta este? E doar al doilea. Bine, am mai avut niște premii, dar pe altă latură, pe partea de persoană publică, așa că nu au nicio legătură cu zona asta de actorie. Însă, cine știe, poate că vor urma altele. Sunt foarte încântată pentru el și îl voi pune acolo la loc de cinste la mine în studioul de actorie, acolo unde fac studii cu copii. Spune-mi, am văzut că ai venit cu Achim. Unde a rămas fetița? Acasă. Acasă Zora n-ar fi rezistat atâtea ori aici. E încă mică, dar când va fi momentul, o să o iau cu mine. Achim s-a și urcat pe scenă, nu mi-a venit să cred. A fost fain. Ai spus că el te ajută atunci când... Da, cu el fac textele, cu el dau textul de fiecare dată, repet, când am castinguri, de multe ori și când am un spectacol, dar de cele mai multe ori înainte de probe, pentru că Paul e cam plecat în turnee, cu el repet. Și este foarte obișnuit cu asta și îi și place foarte tare și mă corectează așa cu simț de răspundere. Dar spune-mi, tu l-asculti pe el la lecții sau se descurcă singur? Foarte rar, nu mai e genul acela de generație, adică cum era când mă asculta pe mine mama la geografie sau la română sau la istorie, nu. Nu, se mai întâmplă dacă întâmpină dificultăți la ceva, dar nu e genul lui. Și plus că învață foarte bine, n-am de ce, sunt foarte mândră de el. Și e un băiat extraordinar de inteligent și de smart și de, cum să zic eu, de pregătit și de informat, pentru că în fiecare zi se informează și n-am de ce să-mi fac griji. Ce materie îi plac? Îi place foarte mult matematica, limba română sau îi place engleza, e fascinat de istorie, biologia, nu prea, și este foarte fascinat de partea de IT, tot ceea ce presupune programare info, absolut. Spune-mi, spre actorie, nu crezi că se îndreaptă și el?
El este extrem de talentat. A și participat la câteva castinguri și a fost lăudat de fiecare dată. Deocamdată nu s-a concretizat în niciun rol, dar nu e timpul pierdut pentru că e foarte mic. Are 11 ani și jumătate. Mulți înainte. Mulțumesc. Nu știu dacă se va întâmpla asta. În orice caz, să știi că el e mult mai fascinat de partea din spate, de producție, regie, tot ce înseamnă partea tehnică, partea de efecte speciale, care cumva se leagă de programarea de care e așa de fascinat. Deci, cumva, el s-ar vedea mai degrabă în postura de regizor decât în postura de actor. Da, n-ai de unde să știi niciodată dacă o să facă asta, Doamne ajută și să-i fie bine. Și spune-mi ce se mai întâmplă în Clanul. Oh, se întâmplă atâtea, că nici n-aș ști cu ce să încep. Se întâmplă foarte multe lucruri. Ce-mi place foarte mult în legătură cu personajul meu la acest sezon 2 este că Magda se arată mai mult și e într-o transformare continuă și începem să înțelegem mai multe lucruri despre ea, pentru că dacă inițial ea era așa ca un personaj foarte enigmatic și nu știai de unde și cum să o iei, acum încep să înțelegi mai multe lucruri despre viața ei ca femeie, ca mamă și de ce este construit așa. Ce ai în legătură, ce ai în comun cu ea? Sentimentul foarte puternic matern. Adică ea s-ar lupta pentru copilul ei și ar merge până la capătul lumii pentru el și la fel și eu. M-am bucurat foarte mult să mă întâlnesc cu Jojo. Ea este foarte fericită când lumea vorbește despre acest serial și recunosc, m-am bucurat pentru ea și, cum am mai spus, și pentru nenea George Mihăiță, pe care îl iubesc de 30 de ani, George Ivașcu, prietenul meu. E o gașcă foarte mișto acolo. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor, Claudia Ghițulescu, după ce a terminat. Apropo, ia vorbiți despre aceste paste. Vă rog frumos, vorbiți-mi despre pastele de care ați dat dovadă. Claudia vorbește tu de departe și el mimează. El de mână ca agentul de circulație și tu spui. Acum vorbește cât trebuie. Zi. Deci pastele acestea, linguinii conțin roșii deshidratate. La cum le-ai făcut, mă? La 400 de grame de paste noi am pus 150 de grame de roșii deshidratate, 100 de grame de măsline negre fără sâmbure. Am făcut un pesto light combinat busuioc cu puțin mărar și nucă și usturoi, ulei de măsline. Sotate, pastele fierte între 8 și 12 minute, în funcție de cum le doriți, mai al dente, mai bine făcute, și apoi trase împreună la tigaie și am adăugat și puțină mazăre pentru dulceață. Explică-mi și mie, în afară de suflet, cu ce a mai contribuit Claudia, prietena noastră? Privirea. Nu. Aruncat-o chiar cu privirea, nu? Amestecat-o cu privirea. Nu. Chiar m-a ajutat. Roșiile deshidratate sunt pregătite. Deshidratat ea. S-a uitat la roșie și a zis, deshidratează-te, mă, că l-am nu te băgă. Pastele tot le-a pus la fiert, adică trebuie să fie... Odată s-a uitat la o roșie, s-a deshidratat toată. Da, doamnelor și domnilor, acum însă avem o piesă foarte frumoasă de la Claudia. Trebuie să băgăm fire acolo la Adriana Simionescu, cabluri, chestii, socoteli, rezolvăm. Până atunci, să ascultăm piesa cea frumoasă. Să te așez la mine în piept, să iubesc, să fiu iubită.
doamnelor și domnilor, greu se mai ajunge la Adriana, dar iată, am izbândit tehnica, am vins, adică ne-am vins pe noi. Adriana, ce faci, cum te simți? Ce să fac? Uite, sunt bine, suntem aici la studio, facem repetiții, muncim din greu. Dana, descoasă-o, te rog frumos, în legătură cu sarcina, dă-i drumul. O descos eu acum, Adriana, vreau să te rog să te ridici un pic ca să ne arăți și nouă unde este micuța. Da, da, mă ridic, că mi-au și ustensilele. Cât de bine stă micuța. Micuța. Uita, așa avem aici. Bine, are destul loc. A, și tata să-l aleg. Da, au avut și ei părerile și merituri, dar a fost în totalitate alegerea mea. Tata a fost cu punctul pe noua, să zic așa, nu mai e cu punctul pe linie, cu punctul pe noua și mama pe Zenaida. Asta a fost preferințele lor și eu am ales să fac a ei. Deci noua Zenaida se numește micuța, care da, o să vină pe lume. Zenaida se numește micuța, care da. O să vină pe lume. Dar de fapt, da, ăsta a fost terminul, dar am aflat că micuța noastră este cu 10 zile mai mare. Și atunci o așteptăm pe loc în mijlocul lui iunie. Și făceam noi o glumă aici că nici nu se naște micuța, că gata, o ia mama soacră, mama ta și gata, te-au scăpat. Da, e important și abia așteaptă să o gadă. Știu că o dată de foarte mult ajută. Și nu o să fii doar o mămică fericită și activă așa. Am înțeles că te pricepi și la gătit, că proiectul ne-a adus la mașină. Le-ai dat de gol, da. Noi astăzi am fost pe drumuri. Știi cum e? Avem un proiect comun, dar fiecare mai face și altceva diferit în paralel. Mergem așa cu toată dată. Și au venit lihniți de pe drum și le-am adus armale. Așa e. Noi ne simțim ca în familie. De fapt, noi aici acasă, în studio, suntem acasă la Mădălin. Mădălin este organistul meu. Ei sunt băieții mei, apropo că vorbeam de formație. Mădălin Sancu, Alexandru Diaconu și Nicola Surcitu. Pe Mădălin l-avem la clape, pe Alex la clarinet și pe Nicolas la vioară. Niște băieți pe cinste cu care o să faci niște piese superbe, nu? Da, pentru că nu te lași, nu te lași. Avem foarte multe proiecte și micuța mea va crește aici cu noi. Ai energie, îți dă micuța energie? Am, dar am și băieți buni care știu să tragă de mine să fiu prezentă aici. Vreau să mai vorbim puțin despre sarcină, despre o să naști prin cezariană, natural, cum e, cum te pregătești, dacă ai emoții. Am optat pentru cezariană pentru că mie una mi se pare mai ușor. Am tot auzit povești din astea complicate despre nașterea naturală, cum că îți revii mai greu. La fel și despre cezariană, dar nu știu, așa am simțit eu și așa a zis doctorul să facem, domnul doctor Ciprian Morariu, căruia îi mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi-l oferă din prima zi din care am aflat că sunt însărcinată. Carmen, cum te ajută Carmen? Carmen, care o să fie și nașa fetiței tale, din câte da, am înțeles. Da, Carmen abia așteaptă să vadă cum e din perspectiva mea. Și că eu sunt tot timpul cu Sophie, suntem lipite, nu ne poți despărți. Abia așteaptă și ea să vadă cum o să fie cu fata mea. Dar știi ce vreau să te întreb? Reacția tuturor când au auzit că de fapt o să ai o fetiță. Pentru că noi când ne-am întâlnit înainte de sărbători, de Revelion... Dana, eu până în ultima secundă jur că eu am crezut că e băiat. Deci eu am aflat că e fată la gender reveal. Apropo, unde... Da, da, nici nu au fost la fel de mine. Îți dai seama că dacă făceam eu invitațiile, erau și ei clar să știi voi. Așa că vinovată nu sunt eu. Dar oricum nu simt și veniți la toate evenimentele frumoase din... Nu știu, la botez, să noastră. Nu ne sari că... La botez n-aveți cum să nu fiți, că eu ăla nu pot să faci un botez mic. La noi n-ai cum să faci. Să faci un botez mic. Cum, nu știu, e viitorul tătic? Viitorul tătic e foarte emoționat. El e și o fire mai calmă și mai calculată, așa. Gândește mult și nu scoate prea mult pe gură, știi? Și atunci îl văd așa, tot timpul stresat, cu multe gânduri. Aolo, cum o să fie, cum o să facă. Mai ales că știe că e fată. Nu stai seama, se pune în tot felul de situații. Îi place că spuneai că dă din piciorul și mișcă acolo. Noi cântăm și ea... Miercuri, când am fost la repetiții, ajunsesem să cânt la un moment dat întinsă pe canapeaua pe care stai tu, pentru că ea făcea eschibiții pe aici prin burtă. Îi place muzica.
și dă niște picioare foarte puternice. Deci cât de repede o aducem la înregistrări? Să vedem ce spune și domnul doctor, cât de vreme este sănătos pentru ea să stea într-un mediu unde, uite, vezi, e muzica mai tare, mai sunt cu o ușă deschisă, mai vine cineva. Na. Cât de pregătită ești tu să devii mămică, așa, o mămică tânără? Cred că nimeni nu e pregătit, într-adevăr, pentru nimic în viață. Așa că am făcut un plan bine structurat cu 100.000 de fișe și point-uri din alea pe tavan sau pe pereți. Fie ce-o fie, oricum, planul lui Dumnezeu se întâmplă. Cumva ți-ai făcut mâna pe nepoțică? Da, pe Sophie, așa e. Și ea să știi că mi-a zis din prima că e fată. Dar eu am crezut că n-a, ce știu, copiii vorbesc și ei așa din povești. Eu n-am înțeles cât de bine a putut Carmen să țină secretul. Că din câte mi-ai povestit, Carmen știa că o să ai o fetiță, dar s-a ținut până în momentul în care voi ați făcut petrecerea de gender reveal. Cum la petrecere, la petrecere, de fapt înainte de petrecere, eu îmi căutam o roche, știi, cu care să mă îmbrac. Și am tot spunea, nu ți-o lua pe aia roz, nu ți-o lua pe aia roz. Eu am crezut, adică mi-a întâlnit și mai tare ideea cum că bebelușul ar fi băiat. Și îmi zicea, nu pe aia roz, nu pe aia roz. Dar în același timp îmi dădea și de înțeles, zic că asta mă trage într-o parte și de fapt e fată. Și așa s-a nimerit. Din toate rochile pe care le aveam și toate variantele pe care le aveam la îndemână atunci, fix aia roz s-a potrivit pe mine. Tatăl deci tău, știu, da. Tatăl tău cât este de fericit? Tata este foarte fericit, mă sună în fiecare zi să mă întrebe cum mă simt și dacă am nevoie de ceva și dacă am pofte și așa mai departe. Grijuliu? Este, da, să știi că asta e o altă latură a lui pe care nu o observasem atât de bine până să mai cresc, știi? Băieții de aici ți-au făcut vreo poftă? Ți-au adus ceva surpriză de mâncare? Păi nu cum știu. Să nu? Dacă am adus eu sarmale, ce crezi? În fiecare zi aduc băieții câte ceva. Unul vine cu suc, unul vine cu biscuiți, altul plătește lumină și întreținere pe aici. Deci tot așa. Tot așa, voi vă cunoașteți din copilărie, am înțeles. Da, cu Nicolas mă știu din clasa 6-a, eu eram a 6-a și el e de vârstă cu fratele meu, de fapt. Ei eram în aceeași clasă, pe Alex l-am întâlnit de curând, de când ne-am apucat să facem acest band, proiectul ăsta pe care l-avem noi, iar Mădălin este vărul soțului meu. Că tot vorbim de băieți, tu spuneai că aveai pregătit și un nume de băiat. Da, pe care băieții îl știu, dar noi nu-l știm. Păi l-au uitat și ei, că nu l-am mai pomenit. N-o să-l spun, pentru că mi s-a întâmplat să se fure, să zic așa. Deci îl păstrez pentru un viitor nepot. Îl păstrez pentru mine, așa să-l știu eu. Camera micuței, cum sunteți cu pregătirile? Stăm bine, oricum micuța nu o să doarmă singură în perioada asta de început al ei de viață. N-am cum să o las singură într-o cameră, să nu știu dacă respiră, cum respiră, ce face, cum se mișcă, cum s-a întors, cum s-a pus. Sunt foarte... și eu am niște probleme. Dar așa când stai tu singură și stai cu mâna pe burtică, ce îi spui, ce îi cânti, ce îi povestești, cum vă împrieteniți așa pentru marea... Să știi că micuța mea reacționează la manele. Ea reacționează la manele. Vine din familie și de renume. La câtă muzică ascult aici și câtă muzică facem aici, mai merg și acasă și mai ascult și acasă altă muzică. N-are nicio reacție, nici nu o mișcă în partea aia. N-are nicio treabă. În curând vin sărbătorile de Paște. Cum vă pregătiți? Ce faceți în acest sens? Plecați pe undeva? Nu știu, știi familie? Că tata e imprevizibil, la fel și Nicu, soțul meu, habar n-am, nici pe băieți nu i-am întrebat. Deci, vom vedea. Dar cum e la voi în familie? A născut Carmen, acum o să naști tu. Tatăl pregătește așa ceva în mod special pentru viitoarea nepoțică? Ceva mai... o casă, o mașină... O... Nu știu, întrebați-l pe el. Dă-i seama că nu pot să-i citesc chiar gândurile, știi? Tata a făcut foarte multe lucruri pentru noi și am muncit mult. Toată lumea știe că el e un om care muncește extraordinar de mult și devine inuman la un moment dat munca asta pe care... inumană, munca pe care o depune el. Așa că pentru copiii noștri va trebui să facem mai mult noi. Ce ai învățat tu de la tatăl tău de-a lungul timpului? Să nu mă dau bătută. Și să fiu punctuală și să îmi las loc de bună ziua peste tot. Carmen? Carmen e foarte bine și ea. Mă sfătuiește zi de zi, vorbim despre fete, despre cum o să fie ele, prietene și așa mai departe. Ne facem vise din astea. Deja vedeți așa, vizualizați prima vacanță împreună, nu? Exact, da. Se mărește familia, se mărește formula. Care sunt gândurile tale, așa, pentru, nu știu, din iunie încolo?
Vrei să zic acum care o să fie gândurile mele din iunie încolo, pot să zic că în cap meu o să fie doar Zenia. Zenia, Zenia. Bebelușa mea. Și din septembrie, așa, septembrie-octombrie, o să ne revedem cu băieții la studio și, de ce nu, cred că o să fie și ea cu noi. Spuneai că pregătiți concerte și evenimente, da, adică da, după ce... Da. Da, suntem în căutare de muzică nouă, de un sound nou. Vrem să facem un concept diferit. Vrem să venim cu ceva care nu este în muzică. Adriana. Iartă-mă, Cristi, te-am întrerupt. Adrian, eu pup-o pe Adriana din partea mea. Îi mulțumesc foarte mult pentru toate aceste mărturisiri. Piesa este foarte, foarte frumoasă. Este foarte talentată. Deja știe treaba asta. Și o aștept să cucerească lumea și ca mămică și să ca și voce spectaculoasă. Și premieră în emisiune. Așa este. Mulțumim foarte mult pentru această premieră. Sarcină frumoasă, Adriana. O să ne mai auzim noi până în iunie, că mai avem multă treabă. Mă bucur mult că v-am văzut. Vă pupăm. Vă pup cu drag. Mulțumim foarte mult. A fost Adriana Simionescu, doamnelor și domnilor. Ce naște din Adrian minune. Uite ce familie frumoasă împlinește. Claudia Ghițulescu din grupul suporterilor care au stat lângă Gătit ne spune că ce avem acolo. Un pește. Prezentați, vă rog. Avem pește. E prăjit exact cum îmi place mie, pe gustul meu. Legume trase la tigaie. Perfect. Avem, așa, pastele care sunt... Pastele noastre de post linguini. Extraordinare. Care conțin roșii deshidratate, mazăre, măsline fără sâmburi, puțin busuioc, puțin usturoi, o nebunie. Bun, foarte bun. Pastele le-am gustat foarte, foarte bine. Sos. Avem un sos. Ce faci, mă, cu sosul ăla? Sos. Și ăla cu șampanie. Ce ați făcut șampanie? Ați dat un pătru de șampanie cu șofran pentru pește. Repede, 10 secunde. Felul următor. O ceapă trasă în unt foarte bine, tarhon uscat. După ce se călește ceapa, se stinge cu vin spumant sau șampanie, după caz, se reduce circa jumătate din cantitate, apoi se adaugă 200 de ml de gran cucina. Sosul nostru este gata în gata, maxim. Bravo. În timp ce tultor, doamnelor și domnilor, beau și eu apă. În mod și democratic eu am mi-a f- a? Și eu am băut-o. Mi se pare normal. Doamnelor și domnilor, Prima News vă oferă o campanie foarte interesantă, se numește Mâncăm Românești, produse românești. Adică să dăm zi de zi o șansă produselor românești care vin din fermele din apropierea caselor noastre, bucate a căror proveniență o știm, muncite de fermierii români, crescute corect. Să fim alături de românii care muncesc, care produc, care se luptă tocmai cu statul român care ar trebui să-i ajute. Stat care face prea puțin atât pentru fermieri, cât și pentru profesori sau pentru copii. Prima News și Focus lansează sâmbătă 25 martie campania Susținem România, mănâncă românești. Povești despre mâncăruri senzaționale vor fi la Prima News, Prima TV. Vă mulțumesc foarte mult! Ne vedem săptămâna viitoare! Toate cele bune! Românești! Să te